În ultima perioadă, primul ministru Victor Ponta a început să facă declarații de dragoste la adresa USR-ului, în sensul în care și-a exprimat intenția de a reface această structură politică. Această chestiune este în consonanță cu declarația președintelui Consiliului Județean Vrancea, care mult timp în urmă spunea cam același lucru, că USR merge mai departe. Mersul mai departe al USR-ului, atât la nivel național, cât și în cazul județului Vrancea, probabil că ar avea o singură rațiune, și anume aceea ca românii să-și poată exprima în o nouă situație în care vor fi chemați la vot, nemulțumirea față de actualii guvernanți. USR-ul, de fapt, s-a construit, încă o dată spus, și la nivel național și la nivel local, pe o lozincă simplă și nefericită până la urmă, pe care o știm cu toții, și anume Jos Băsescu, fără alte argumente solide. De asemenea, USR-ul s-a construit pentru a ataca în permanență justiția. Iar în ceea ce privește situația din județul Vrancea, nu putem decât să-i dăm dreptate atât lui Victor Ponta, cât și lui Marian Prișan. USR se pare că merge mai departe, dar într-o manieră nefericită, în care nu sunt nici pe jos și nici călare. Sunt și în opoziție și la putere, și aici mă refer la PNL. Un spectacol trist, jalnic, ne-a oferit și ultima ședință de Consiliu Local, în care consilierii ai PSD-ului au atacat foarte dur directorul societății Iene, făcându-se sau crezând că ne fac să înțelegem faptul că până la urmă, într-adevăr, cei din PSD, din Consiliul Local, sunt în opoziție cu Manole Berchea de la Iene. Toate aceste lucruri nu arată decât faptul că avem de-a face atât cu o putere de mucava, cât și cu o opoziție, și mă refer strict la PNL, butaforică. Din punctul acesta de vedere, Partidul Mișcarea Populară este singura opțiune pentru cei care vor să voteze într-adevăr cu o opoziție în ceea ce privește politica din județul Vrancea. Nu putem să avem încredere, cetățenii nu pot avea încredere într-o politică care se face pe dedesubt, care se face ca un fel de teatru trist în diferite instituții locale.